Este greu, mai ales după o asemenea înfrângere, nu ne așteptam niciodată să pierdem aici. Am venit motivați, ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun ca să obținem cele 3 puncte astăzi. Pentru noi a fost un meci de 6 puncte, însă din păcate n-am reușit să obținem victoria și este foarte dureros. Este o atmosferă foarte tristă în vestiar. E un moment prea dur sau, nu știu, exagerat, spune că situația în care se găsește de acum este una dramatică? Nu, nu este un cuvânt prea dur. Chiar este o situație dramatică. Noi încercăm să luptăm până la capăt și să scoatem echipa din această situație. Dar are o implicație că tu ai crescut la Dinamo, cunoști tot ce se întâmplă la scumpul ăsta de mic? Nu am o explicație clară. S-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimii 2 ani la Dinamo. Este foarte, asta foarte trist. Asta abia acum se plătește factura pentru ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? Este greu, absolut. Au fost multe probleme în ultimul timp la Dinamo și este greu pentru noi, însă încercăm să facem tot posibilul, cum am făcut și anul trecut. Cred că și anul trecut ne-am aflat într-o situație aproape asemănătoare cu cea de acum și până la urmă am reușit să salvăm sezonul trecut. Încercăm să salvăm și sezonul acesta, încercăm să dăm tot ce avem mai bun meciurile viitoare și să obținem cât mai multe puncte. Temem pentru toată lumea, este greu, nu numai pentru Mircea Rednic, și pentru noi, ca și jucători. Este foarte urât să pierdem fiecare meci, să nu obținem puncte, să nu reușim să adunăm niște victorii. Este foarte greu, într-adevăr, suntem supărați, suntem dezamăgiți, dar o să luptăm în continuare. Ce vă spune, care ar fi secretul cu care crezi că ați putea ieși din această spirală a rezultatelor rușinoase? Cred că ne-ar trebui o victorie, cred că ar trebui să câștigăm un meci și de acolo să ne mobilizăm, să ne motivăm, să ne adunăm toți jucătorii împreună și să reușim să facem puncte și meciuri mai bune. Cred că doar așa, obținând o victorie și prinzând puțin moral, am putea să mergem înainte mai încrezători și să ieșim din această pasă proastă, cred.